Onorată Prezidiu, stimați reprezentanți academic al Universității de Statele Bucurii Bărți, dragi studenți, astăzi avem un eveniment frumos pentru comunitatea noastră academică în general și în particular pentru studenți. Orice cercetare este o dimensiune distinctă a Universității noastre și un deziderat pe care aspiră orice student care vrea studii de calitate. Cred că încă din anul trecut, acum un an în urmă, la cea de-a 14-a ediție a conferinței interuniversitare, noi aici la Bălți am simțit o schimbare, am simțit faptul că interesul față de activitatea de cercetare științifică crește și, în special, crește interesul față de acest eveniment important, conferința științifică a studenților, care se organizează anual. În primul rând, a crescut numărul celor care s-au înscris în anul precedent de studii pentru a participa la conferință. Și am avut și studenți care au participat la conferință din afara instituției noastre. Chiar am semnat în ședința plenară a conferinței un acord de colaborare cu studenții de la CAHOL. Ce s-a întâmplat ulterior? Am mai trecut puțin timp și inițiativa studenților noștri a început să crească. Și am asistat în această toamnă la lansarea Centrului Științific Studențesc. Este loc ușor să faci cercetare. Este mult mai simplu să fii la ore, să te îndeplinești exact programul prevăzut de curriculum, să nu pierdeți niciodată interesul pentru știință, pentru cercetare, pentru investigare, să continuați acest proces. În acest an s-au înregistrat la conferință peste 180 de participanți. O să menționez acum universitățile care studenții cărora s-au înregistrat. Este vorba despre Universitatea Tehnică Moldovei, Academie de Studii Economice, Universitatea de Stat de Republica Moldova, avem Universitatea de Medicină și Farmacie de Stimițari, Universitatea Hajdeu din Kabul, și Universitatea Ovidius din Constanța, România. Evenimentul de astăzi mă uimește și pe mine personal, dar de numărul record de lucrări științifice înregistrate, asta dă dovadă că studenții de la OSARB au atitudine serioasă față de cercetare, față de știință, față de domeniul pe care ei și l-au ales. Centrul Științific Studențesc, care este de fapt o subdiviziune a autoguvernanței studențești, provoacă studenții să facă cercetare. Colaborăm cu rectoratul, cu prorectoratul pentru activitatea științifică și încercăm să oferim studenților oportunități pentru a face cercetare. Conferințele științifice sunt